să intrăm în subiectul chestiunii. Vă mulțumesc că ați venit. Vă mulțumesc și membrilor panelului pentru participare. Vă mulțumesc și Institutului de Studii Populare pentru găzduirea acestei dezbateri. Cred necesare, dar puțin atipice. Vedeți, clasa politică, cred că am niște dovezi empirice acum, interesul pentru reformă este acela care este. O să-l calificăm astfel. Și una dintre dimensiunile reformei, cred, este tocmai aceasta a reformării partidelor. Nu a schimbării unui om cu altul, pur și simplu, nu a schimbării unei garnituri cu altă garnitură, ci a schimbării tipului de structură a partidului politic. Pentru că lucrul care, pe mine, și sunt sigur, cel puțin o parte de colegii mei, veni să vorbesc acum doar de mine, este că avem o discuție extrem de personalizată la nivelul consilierilor termeni, analizei politice, extrem de personalizată, cine ce a făcut sau a zis. Însă nu avem o discuție despre cel puțin două subiecte care cred sunt esențiale. Odată, nu avem o discuție despre sistemul de partide politice din România. Vedeți, dumneavoastră, ne focalizăm atenția asupra debită scorului unui partid, asupra mandatelor pe care le obține. Cu alte cuvinte, ne uităm la partidele politice în izolare sau în eventuale alianțe pe care le încheie cu alte partide politice, dar ne uităm la structura, la cadrul care le ține împreună. Ori această temă, după cum știți foarte bine, este intens dezbătută în literatura de specialitate, noi vrem să o aducem puțin mai pe pământ aici, de toate să vedem ce e relevanța, pentru că vom vedea, sper, are o relevanță. Al doilea lucru asupra căruia cred atenția noastră ca membrii publicului s-a abătut mai puțin, este natura partidului politic. Nu? Ce sunt partidele politice? Sunt asociații voluntare, sunt instituții quasi-publice. Ce sunt ele? Și cred că și aici nu avem o linie extrem de clară. Prin urmare, ne-am adunat pentru a discuta această idee, această componentă a alegerilor interne în partid. Alegeri cu privire la ce? În statele unde există alegeri în partid, în principiu, trei lucruri sunt supuse, cel puțin trei lucruri sunt supuse votului membrilor de partid și sau simpatizanților acelui partid. Întâi este un vot pe persoană care să conducă partidul. Chiar și legea românească, dacă nu înșel de vorba de legea 14.2003, prevede la un moment dat alegeri secrete cu ocazia adunării generale la membrilor de partid, cu ocazia congresului în esență. Odată, deci, alegerea structurilor de conducere. În al doilea rând, alegerea candidaților. Membrii de partid și eventual simpatizanții pot alege, în unele sisteme, în acest lucru este mai mult, pot alege candidații. Lista de candidați, candidatul în colegiu, dar ale candidații. Și al treilea lucru pe care îl pot decide într-un fel sau altul este politica partidului, platforma sa. Și aceste lucruri, uneori, sunt supuse votului. Noi, repet, avem o experiență limitată cu alegerile în partide și mă bucur că avem aici și salut încă o dată. Avem aici patru specialiști pe fiecare domeniu sau care sunt sigur ne vor spune lucruri utile. O mică adăugare, Alexandra Enescu, prodecana Facultății de Științe Politice, nu a putut veni din considerente administrative. Laura asta, din păcate, are un examen inițial în întâlnire. O gândeam pentru ora 4. Mă bucur că domnul Camil Corbu, tot de la Facultatea de Științe Politice, este cu noi. Haideți să începem.
lungă sărăcia moderatorului. Haideți să începem aritul nostru și să exprimăm de aceasta. Domnul profesor Ioan Stavolu. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitația dumneavoastră. Îmi trebuie să vă spun că nu m-am gândit niciodată ca un specialist în problematica partidelor politice. Primul rând pentru că subiectele de interes m-au privit în mod special acest domeniu. Iar în al doilea rând pentru că destinul a făcut să nu am calitatea de membru de partid în niciun moment al vieții noastre. Uite, în momentul în care regimul comunist s-a prăbușit, era membru de ce? Iar pasul următor pe care l-aș fi făcut, probabil, într-o lume normală de a deveni membru al Partidului Comunist, nu s-a mai produs. Așa încât privirea mea asupra partidelor politice este o privire mai degrabă din exterior. Și o privire legată de relația pe care aceste partide politice o întrețin cu mediul instituțional și, în particular, cu problematica de comunism. Este important, cred eu, ca persoanele care au sensibilități politice să-și găsească într-un partid politic un mediu de exprimare care să le pună în valoare capacitățile, iar nu neapărat vocația de a aduna bani și de a mobiliza bani pentru partid. Acest este un prim punct care mi se pare foarte important. La doilea rând, partidele, cred eu, pot să fie, înainte de a fi asociații de afaceri care își propun să cucerească puterea pentru a exploata acolo statului, partidele trebuie să fie laboratoare de idei care să se primească proiectele pe care ulterior un partid câștigător poate pune în aplicare singur sau într-o coaliție odată ce se află la guvernare. Din acest punct de vedere, într-unul cele două criterii în mod cumulativ, partidele din România, vorbind global și cu scuzele de rigoare pentru că e o privire din exterior, partidele din România au o serioasă problemă pentru că le nu se califică a fi partide să fie aici de cele mai multe ori eminență este dată de această preeminență care nu este numai intelectuală, ci pur și simplu economico-financiară. Iar în al treilea rând, partidele noastre nu există în zona guvernării. De la unda guvernării, scopul lor principal este mobilizarea aparatului de la cucerire puterii, iar în momentul în care se află la guvernare, partidele intră într-o stare de somnolență profundă, principalele locate trecând la putere și ocupându-se cu problemele administrative. De aceea, cred că una dintre temele noastre de reflecție trebuie să fie nu atât neapărat alegerile primare, cât problematica statutului unui partid politic. Și mă bucur că avem ocazia să vorbim aici sub egida Institutului de Studii Populare, pentru că rațiunea de a fi a unui asemenea institut este să corecteze din mers deficiențele pe care eu le-am semnalat ca un privitor absolut extern, dar angajat ideologic. Poate cuvinte în momentul în care se discută teme de interes nu numai pentru cadrele politice aflate la guvernare. Este important ca institute, cum sunt Institutul de Studii Populare, să acționeze pe o interfață și să pună legătură de cei cu o sensibilitate partizană de cea și dreapta cu acele cadre politice care pot fi decidate la moment dat. Aceasta înseamnă că un institut, precum este Institutul de Studii Populare, trebuie să producă idei care să aibă consecințe politice. Orice institut care va propune idei, iar aceste idei vor rămâne nefinalizate din punct de vedere pragmatic, va rămâne în continuare un institut extrem de prestigios, dar va fi mai degrabă un institut academic decât un institut aflat sub egida unui partid politic.